mai departe arta, cultura și muzica noastră, care pentru noi, băcăuani și moldoveni și țigani, maestru Ion Drăgoi a reprezentat cu cinste această țară și folclorul românesc. Da? Aplauze încă o dată pentru Leo. Urmează un program Florin Tărâță. După care îl pregătim, trecem într-o altă zonă a muzicii, a muzicii clasice. Avem un talent, un argint viu, un viitor Chopin, care sigur, sigur, România va auzi de el. Spun că și acum a auzit România de acest mic Chopin, Darius, copilul unui profesor, Dragoș Lungu, profesor la Liceul de Muzică, care prin meseria lor de lăutar, tatăl lor, Octav, chiar fac cinste acestei zone și Bacăului. Familia Lungu, familia Romanescu, familia Tănase, sunt doar familii care sincer vă spun, Bănuță, Mihai Serioja, fac cinste nouă și nu numai nouă, și dumneavoastră, când vă este mai greu, ei vă aduce bucuria în suflet. Maestre, te rog, hai să vedem ce ne spui, ce cântă saxofonul maestrului.